caracterul omului se vede și din aia. Cum vezi o figură feminină pe aceea? Prin chat, gata, sar pe ea, o iubești din start. Ăsta nu este un comportament normal din punctul meu de vedere. Și nu mă prea interesează că vă supărați pe mine, că nu e singurul. Sunteți mulți care faceți chestia asta. Și apoi vă minunați că nu vă crede nimeni. Sau, din contră, mai sunt și alea oportunistele care de-abia vă așteaptă să vă pape pe păinică, știi? Ia uite, hai că mai prins un fraier. Doamne, dar câți nu și-au luat țepe cu tot felul de... Și acum, sinceră să fiu, nici nu vă plâng de milă. Pentru că nici voi nu sunteți nu știu ce așa, știi? Acum să fim serioși. Nu te apuci așa din prima să sar pe toate. Ai văzut una, e gata, hai pe ea. Nu, consider că nu așa. Deci nu așa îți poți construi o relație adevărată. Degeaba plângeți pe aici că n-aveți relație. Că nu știu ce iubire adevărată vreți. Că nu știu ce amăgire ați suferit. Că... Păi, din momentul în care le iubiți pe toate, bună, te iubesc! A, și pe tine, a, Ioana, te iubesc! Vai, Maricica, te iubesc și pe tine, Vasilica, da, sigur că, dar Roxanica, Alinuța, pe toate deodată, pe bune. Asta ce credibilitate mai e? Nu, așa nu. Așa nu, mai ales în epoca asta în care nimeni nu se mai deplasează să iasă de prin casă, toți vreți relații de-astea virtuale care eventual, dacă vă mai întâlniți cu ele, bine, dacă nu faceți copii și scoateți la imprimantă. Deci nu. Deci așa nu. Nu mai faceți așa. Dacă chiar vă doriți o relație cu adevărat, așa nu. Din punctul meu de vedere, așa nu. Deci chiar nu vă plâng de milă. Eu mi-i mai avut pe aici, că mai vin pe live-uri. Vai, că am vorbit cu una o lună, o lună jumate. Eu nu știu ce țară, i-am trimis bani și când i-am trimis bani mi-a dat bloc. Păi dacă